O femeie a iscat un mare scandal după ce a provocat mai multe pagube materiale. Aceasta a lovit un autoturism parcat, iar apoi a ajuns cu propria mașină în gardul unui severinean. Ajunși la fața locului, polițiștii care aveau suspiciunea că este băută au vrut să o testeze pe șoferiță cu aparatul etilotest, însă aceasta a refuzat să sufle. Femeia a fost descoperită în momentul în care a parcat mașina. Aceasta a lovit un autoturism parcat, după care a ajuns cu propria mașină în gardul unui severinean. Incidentul s-a produs pe strada Avramiancu din Drobeta, Turnu Severin. Ajunși la fața locului, polițiștii au vrut să o testeze pe femeie cu aparatul etilotest, însă aceasta a refuzat să sufle, motiv pentru care a fost condusă la spital pentru recoltarea de probe biologice și la sediul IPJ pentru declarații. Și din cadrul biroului Ruti erau depistat în trafic o femeie de 40 de ani din localitatea Cerneți, în timp ce conducea un autoturism pe strada Avramiancu din municipiu după ce a consumat băuturi alcoolice. La solicitarea polițiștilor, conducătoarea auto a refuzat testarea cu aparatul alcool test, aceasta fiind condusă la o unitate medicală pentru a-i se recolta mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. Femeia s-a ales acum cu dosar penal pentru fapta sa, urmând ca în funcție de rezultatul probelor de sânge să fie stabilită și o sancțiune.